De fiecare dată, ar fi un mare păcat, care nu vreau să-l iau, să-l primească acest păcat, ca să nu vin la primăvară. Aparte din cauza că eu am deschis-o. De fapt, și primăvara Dumnezeu ne-a dăruit-o din cauza că m-am născut eu la 1 martie. Dacă nu era acest lucru, cred că nu era primăvara, așa că îl mulțumesc totul Dumnezeu. Muzica dumneavoastră este ca o primăvară. În general, ca toate anul timpului anului la un loc. Două primăvări. Două primăvări, bine. Și o toamnă bogată, pentru că aveți, într-adevăr, la peste 200 de filme muzica, iar piese instrumentale, muzicale, câteva mii. Vă dați seama ce comoare a venit la noi. Să-l aplaudăm din tot. Domnul Boga, nu a fost așa răuți de când ați spus filmul Maria Mirabela cu Grigorie Vieru. Iată că au trecut de atunci foarte mulți ani. Repasatul Popescu, Ion Popescu Copo, el ne-a adunat. Era un geniu, un geniu care de la noi, dar este, să vede că în genii noștri este ceva, un verme, fiindcă nu știu să apreciez care ne cad, ne le dăruiește Dumnezeu, era un geniu. A fost tot tipul criticat, tot tipul Vieru a fost bătut, Drusă e bătut, deci toți suntem bătuți. Dar când te bate, de fapt, ești pe tare. Tocmai atunci, în Ascolta Cernăuț, a prins o ploaie de primăvară și dumneavoastră, ca un fiu al naturii și al nostru, al poporului nostru, de frunte, v-ați descălțat și ați dansat pe strada domnească odată cu ploaia care cădea din cer destul de repede și puternică. Mai țineți minte? Mă scuzați voi tot timpul mă intervin, dar eu mi-am imaginat foarte mult ce o prostie. Vedeți că norii noștri sunt așa strățunoși, cu hopuri tot timpul. Dumnezeu îmblă acolo cu sacul și acolo cu darul. Îmblă și se câteodată și când cade sacul de ceva, se risipește și cade pe capul nu știu cui. El nu vede. Dumnezeu este grozav de anafobiat absolut. El nu cunoaște geografie, nu cunoaște meridiane, paralele. El știe lumea care a creat-o. Oamenii pe au desenat aceste paralele, aceste meridiane, au pus hotare, deci vameș, șpagă. De ce? Eu cred că în satul meu, Mogra din Transnistria, eu nu sunt basarabean, pentru că voi basarabean, lăsați-mă pace, eu nu sunt basarabean. Eu sunt din partea stângă a Nistrului, acolo unde încă ceva mai gâfâie, dar fiindcă eu am intrat la școală în 43, cred că majoritatea nici pe aproape nu era pe lumea asta, și am studiat eu după câteva luni, pe urmă s-a terminat chestia asta, ne-am eliberat. Da. Și școala română a închis-o, pe domnul Belega, directorul, l-a trimis la corectare. A venit corectat, abia să mișca și să rămână la Dumnezeu astăzi. Am trecut școala, în loc de școala română, s-a deschis școala ucrainească. Am făcut 7 ani ucrainească. Restul rusește și abia la 22 de ani am început ceva să
vorbesc românește. Așa că eu m-a spus domnului specialist în română, dar aici tot e o chestie cu Dumnezeu. Nu de mult, eu mai scriu încă cărți. Am prostii bine în cap, au câteva cărți în română și în rusă. Și vara asta se publica despre motanul meu și despre cățelul. Cățelul îl chema Joy, Joy și aventurile lui Cănești, și motanul îl chema și îl cheamă, el mai este. E tânăr încă, avea 18 ani are. Și am început să corectez textul așa cum ea credea. Lăsați-mă uite, așa cum eu mă exprim, lăsați-mă așa să zic. Pentru că românul nu o cunosc bine, dar simțirile aici, lăsați-mă în pace. Pentru că limba nu e destul de la să o cunosc. Și sunt foarte mult cunoscător a limbii române, dar nu o simt. La fel ca și... ca și apartenență la o această românitate. Sunt foarte mulți care se bate în pumn că noi suntem români, și... Păi, lasă măcar o amprentă, măcar de la un picior, fie stângul măcar. Nimic nu lasă după aceea, dar se bate în piept. Lasă pieptul în pace, lasă respiri pieptul, ce nu-l bate, că nu-i divină, el ne dă tot viața. Deci eu cred că aceste simțiri, eu azi le-am prins, le iau cu mine, le-am acumulat, le-am adunat ca acumulatorul la mașină și le voi duce acasă din cauza că, dar cu toate că nici nu știu unde e casa mea, pentru că eu stau și la Chișinău și la București și la Moscova și mă întreabă unde stați, zic că în avion. Chiar, poimări, deja eu am filmat la Moscova, după aceea mă întorc la Târgoviște pentru romanță. Mie-mi place lumea și tare aș dori, uite, ca Domnul Dumnezeu să scoată aceste tâmpenii, nu știu cine, de că eu, dacă l-am spus, l-am încătuit. A născut și ceas și calendar. Cui trebuie ăștia să ne bată? Păi, ne taie cu fiecare mișcare a săgeței, ne taie din viață. Ce asta e bine? Nu e bine. De aceea, eu îl rog Domnul Dumnezeu să oprească aceste săgete ca să pot realiza tot ce doresc și înțeleg că așteaptă la noi lumea.